Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Astăzi vom continua al 7-lea episod al seriei Mailbox, unde vom despacheta câteva colete cu electronice achiziționate de pe AliExpress, printre care și unul greșit. Ce am primit în schimb, veți vedea în minutele următoare. Să începem! Primul colet din această pungă gri, să tăiem ușor cu foarfeca într-o parte, iar acum să vedem ce avem. Un set de 5 conectori tip banană de 4 mm, auriți și cu izolația respectivă pe diverse culori. Lungimea acelei părți metalice este de aproape 35 mm, grosimea de 4 mm, iar zona unde se introduce conductorul de aproximativ 4 mm în diametru. Trei dintre conectori vor fi folosiți pentru modificarea acelui multidesser, mai exact primele trei culori de mai sus, albastru, roșu, galben. Să deschidem al doilea pachet. Aici avem un set de 25 bucăți conectori panou de 4 mm pentru conectorii tip banană. Ca de obicei, zona unde se introduce conectorul tip banană e de aproximativ 4 mm. Aici, ca să vă faceți o idee de adâncimea conectorului de panou. Pentru niște conectori, panou de buget nu arată chiar rău. Să trecem la al treilea pachet. Oare ce avem aici? Un set 20 de cleme tip crocodil de 28 mm. Având izolația respectivă din 5 culori. Să vedem și lungimea acelei cleme din metal. Următorul colet, să vedem ce avem. Hopa, se pare că acesta este cel greșit. Cu siguranță eu nu am comandat aceste căști. De fapt, trebuia să primesc un kit ZAR electronic. Am cerut returnarea banilor și, din fericire, i-am și primit. Apropo, căștile se aud groaznic. Cred că sunt cele mai proaste pe care le-am ascultat până acum. Căștile mele de la Canyon de buget, pe care le șez într-un clip trecut, sunt la ani lumină mai bune. Să desfacem pe următorul. Oare ce avem aici? Da, sunt izolatori electrici din ceramică pentru tranzistori de putere. Mai exact pentru capsulă TO247. Să vedem și dimensiunea lor. 22 mm lungime, 17 mm lățime și 0,5 mm grosime. Haideți să probez și cu un tranzistor bipolar de putere. Și se potrivește perfect. Următorul colet, acesta se află într-un pachet galben. Hopa, se pare că cineva a tăiat acest colț. Oare care o fi fost motivul? Să tăiem într-o parte cu foarfeca. Aici avem un kit PCB. Acesta este un încărcător pentru acumulator litiu-ion cu TP5100. Mă enervează că nu au fost trecute notațiile pe cablaj, pe unde alimentăm kitul sau unde avem ieșirea pentru acumulator. Așa că am căutat pe net și am găsit ce vroiam. În zona cu acel condensator ceramic se conectează acumulatorul, iar în cealaltă parte alimentăm kitul. Cele trei zone sunt pentru lipirea a două LED-uri în locul celui de aici, în caz de nu îl vrem pe cel tip SMD. Să alimentăm kitul. Văd că s-a aprins LED-ul albastru. Cu siguranță, dacă am atașa un acumulator descărcat, s-ar aprinde LED-ul roșu. Cu siguranță are unul. Să măsurăm tensiunea de pe ieșire, fiind exact de 4,2 V. Mai multe detalii și teste practice al acestui kit vor fi într-un clip viitor. Următorul pachet din această pungă gri, văd că acesta e mai voluminos. Să vedem ce este.
Avem un kit, se pare. Să îl desfacem din această pungă antistatică. Acesta fiind un kit DIY de buget, pentru cine dorește să facă o sursă de laborator cu tensiunea și curentul reglabil. Ciudate trasee, pare că au fost făcute așa la repezeală. Știu că nu trebuie să am așteptări mari de la acest kit, dar vom vedea într-un episod viitor și concluziile. Să deschidem al 8-lea pachet. Aici se pare că avem un kit micuț având port USB-A. Să îl desfacem din această pungă antistatică. Acesta fiind un încărcător rapid cu integratul TPS61088. Sunt impresionat la cât de bine arată la prima vedere. Însă impresia bună dispare atunci când văd cum a fost lipit portul USB-A. Măcar lipiturile par să fie în regulă. Să alimentăm montajul la 5V. Să testăm selectarea tensiunilor de 5V, 9V și 12V pentru încărcarea rapidă. Să testăm kitul și în sarcină, doar pe tensiunea de pe ieșire de 5V. Mai multe teste vor fi făcute într-un episod viitor. Să trecem la următorul colet din această hârtie galbenă. Să îl desfacem. Iar aici avem câteva radiatoare din aluminiu. Să le scoatem și din această punguță tip zip. Acestea sunt pentru capsulă gen TO220. Să măsurăm și dimensiunile unui radiator. Lățimea de 15 mm, grosimea de 10 mm, iar lungimea de 22 de mm. Destul de folositoare pentru răcirea unui micuț stabilizator de tensiune gen LM7805, ca exemplu. Să vedem și următorul pachet din această pungă gri. Aici se pare că avem câteva radiatoare din aluminiu mai mari față de cele anterioare. Să verificăm dimensiunea unuia, lățimea de 24 mm, lungimea de 25 mm, iar grosimea de 16 mm. Ca să vă faceți o idee, am pus pe un radiator integratul de față, TDA 2005. Atenție, doar să vă dați seama de mărimea radiatorului. Pentru a răci amplificatorul audio stereo TDA 2005 e nevoie de un radiator mai mare. Încă un pachet. Acesta chiar că e voluminos. Să vedem ce se află înăuntru. Este un radiator din aluminiu. Se pare că a venit cu un colț îndoit. Chiar nu mă miră. Să verificăm dimensiunile. Lungimea de 150 mm. Lățimea de 60 mm. Iar grosimea de 25 mm. Hai să întreb colțul acesta cu patentul de față micuț. Am îndoit prea mult. Gata, acum e bine. Cred că ar merge pentru un sistem audio micuț făcut cu 3 integrate LM1875 cu răcire forțată, adăugând un ventilator. Voi ce spuneți? Următorul pachet, să tăiem cu varfica. Văd că vine într-o altă pungă. Să le desfacem și de aici.
sunt 5 întrerupătoare tip rocket duble. Să verificăm dimensiunile unuia. Lungimea de 32 mm, lățimea de 22 mm, iar înălțimea de aproximativ 35 mm. În teorie, întrerupătoarele pot duce o tensiune de maxim 250 V și un curent de maxim 30 A. În realitate, aș putea spune că nu duce acel curent. Cred că sunt date tehnice umflate. Să testăm continuitatea cu multimetrul. Lăsăm pe ON la început. Da, e în regulă. Atât e rezistența sondelor mele. Să testăm și pe cealaltă parte. Și aici e în regulă. Iar acum pe OFF. De data aceasta nu trebuie să avem continuitate. E în regulă. Iar acum să testăm și alimentat la 230 V. Mai mult ca să verific aprinderea luminii respective. Și este bine. Se aprinde. Să verificăm prezența tensiunii când întrerupătorul e pe ON. Este bine. Iar acum, cu întrerupătorul pe OFF. Da, e bine și în cazul ăsta. Din nou pe ON. În plus, aș vrea să văd cum arată interiorul. Ar trebui să se desfacă ușor. În sfârșit, ultimul colet. Aici avem un set de rezistoare. Văd că sunt puse în alte două pungi. Prima tip zip, iar a doua antistatică. Sunt rezistoare SMD în capsulă 0805, cu valori cuprinse între 10 și 91 de ohm. Să încerc să arăt unele mai aproape. Să le pun pe lângă o linie pentru a vă face o idee de dimensiune. Lungimea rezistorului pare să fie de aproximativ 2 mm. Aici se termină episodul 7 al seriei Mailbox, unde despachetez diverse colete cu electronice. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, ajută foarte mult și vă aștept pe data viitoare la un nou video. Vă mulțumesc și toate cele bune! La revedere!